Salutare, băi, și bine v-am regăsit la un nou episod special. Vreau din prima să apăsați butonașul de like pentru cei care știu ce urmează în episodul ăsta. Cine nu dă like și subscribe, mama lui, tata lui. Cei care nu știți ce urmează, trebuie să apăsați butonașul de like să aflați ce urmează. Cine nu dă like și subscribe. Hai, gata, ajunge, fiți atenți aici. Băieți, urmează să mergem să atacăm Mafia Blat și să îi devenim de hack lui Pădescu. Băieți, unde se duc, măi, a chemați încoace? Băieți, aveți arme la voi? Da. Liniște, avem o misiune specială de data asta. Vreau să vă luați la voi săcuri, topoare, cuțite, pentru că o să trebuiască să mergem să atacăm o casă unde se ascunde Pădescu. Vom ajunge într-o locație de unde o să vă împrăști pe toți, care cum din ce parte atacă, după care la semnalul meu atacăm casa cu toți. Important este uciderea lui Pădescu. Este îmbrăcat ca toți ceilalți pe care o să-i vedeți acolo din blaz în curte. Oamenii simpli sunt îmbrăcați în negru, au ceva măști roșii și Pădescu este cu tricou alb. El este ținta noastră, înțelegeți? Păi el trebuie să-l împușcați. Cel mai probabil să se ascundă în casă. De astfel o să am nevoie de voi să-i omorâm pe toți cei care păzesc curtea, după care vom intra în casă peste el. Intrăm în casă și acolo să trebuiască să-i dăm ceaiul. O să am rugămintea să mergeți să vă luați cu toții mașinile. Avem nevoie de cât mai multe mașini. Nu aveți mașină, mergeți afară în stradă și vă suiți. Nu vreau să dureze prea mult, iarăși plecăm, iar în apuca să veniți. Go! Mașini și în linia afară. Avem, bebe? Da. Eu n-am mașină. Avem voie și cu arme. Poftim? Și arme. Avem voie cu arme. Ce zice, mă, băiatul, că nu înțeleg? Dacă ai voie cu arme, normal că ai voie cu arme dacă mergem să ne... Cu ce vrei să ne împușcăm? Da. Cu flori? Bebe. Zi. Aveți să-mi dați și mie niște gloanțe de double action. Bă, dacă vii cu mine în vie, îți dau. Nu, că l-am pus pe ăsta acum, îl pus. Vii cu mine, vii, ia vină cu asta, să-ți dau niște glonțe, vină încoace. Vină, mă, încoace, să-ți dau. Lasă-mă, că eu l-am pus pe ăsta, lasă-mă, te rog, eu l-am pus. Nu m-am pușcat, te rog. Vină încoace, să-ți dau glonțe. Nu, te rog, nu. Păi ce nu, mă, mai bați mult la camă? Ce v-am explicat eu cu gloanțele? În fiecare zi când vin aici se găsește un prost, că altcumva n-am cum să-i spun, nu te supra pe mine, care să-mi zică, n-ai gloanțe? Bă, de unde să-ți dau eu gloanțe, mă? De unde să-ți dau eu gloanțe? Crezi că eu mă cac gloanțe? Gloanțele le dețin traficanții de arme, înțelegi? N-ai văzut pe noi te duci, traficant? Muncești, faci bani, suni la traficant, vine traficantul, îți vinde gloanțe, înțelegi? Nu mai cere pe la casă gloanțe, că eu n-am de unde să-ți dau. Caută traficanți și cumpără gloanțe, pe bani. Când o să se împartă banii pe care, bine, în ultima vreme nu prea am dat jav la bancă, dar când o să se împartă banii, asta faci, te duci, îți cumperi o armă și îți cumperi gloanțe de la aia. Spui, bă, dă-mi o armă și dă 5 ori gloanțe pentru ea. Ai priceput? Da. Data viitoare când mai vii la mine să-ți dau ceva, e ultima dată când noi o să ne vedem. Și când o să mai îmi vorbești. Tăceți, mă, mai faceți gălăgie aici apăsați. Dar spune-le să atacă, că tu o să dai semnalul când o să atacăm, gen. Dacă tot ești pe stație acolo. O să dau semnalul când atacăm, așa că tăceți și urechile la stație. Dacă e vreunul care face gălăgie, îmi spui la lui după stație și îl împingem. Spune că sunt în perioada aia lunii și mă enervez repede. Sunt în perioada aia lunii și cred că mă enervez. Nu tu, bă! Bă, voi luați mașina aia de acolo. Bă, tocmai ce m-a făcut femeie indirect. A spălat voi? Da. Mă, ori să-ți băiții mei, mă. Bă, ăștia când fac linia, o fac jos aici, mă. De ce nu fac, mă, aici lângă stradă, mă? Da, mă, ca să poată să... Că de obicei suntem mulți și... Suntem mulți, da. Bă, dar atâția suntem, bă, unde sunt, mă, ăștia, mă? Da, dar sunt câte doi majoritatea mașini. Sunt trei mașini. Sunt câte doi, trei mașini, vezi? Aici nu-i nimeni. Mașina asta nu-i nimeni, a, ba, da, bă. Bă, ce cu mașina asta, mă? Bă, voi vedeți? A, sunt băieții puși, bă, nu mai stați, mă, așa, mă. Și voi sunteți muieri.
vă mașini. Tu făceam noi scheme de ăștia, băi, de la noi a apărut toată treaba asta cu schema. Da, știi că toată lumea face. Da, știu. Hai, bă, urcă aici, băi, Vulpe, urcă aici. Te pup. Să rămână de-a bebe. Să trăiești. Hai, că nu suntem chiar atât de puțin, ia uite. Am înțeles. Au rămas blocați, băi. Ce că ia uite, nu suntem așa, că mă uit în spate nimeni. Uite mă, uite mă, uite mă. Nu mergem la Jea, băi, mergem să-i atacăm pe... Bă, Andrei, spune-le să aibă grijă de mașini, să nu se strice mașinile. Și aveți grijă de mașini, să nu se strice mașinile, că după nu vreau să vă aud aici pe stație, că vi s-o strica mașina. Ăsta intră în cineva. Nu mai răspundeți, doar vă ascultați ce zic eu și tăceți. Băgați la cap. Bă, ești nebun, ce trebuie să fac nebun. Specialist pe defla. Cel mai tare pe condus. Așa, și ce mașini îmi plac mie? Ia zi, ce marcă de mașini? BMW-ul. Aia zi. Mașini adevărat. Exact. Ce părere ai de Mercedes? Shut. Exact. O să vezi ce... A călcat. Băi, ești bine? Te mașini. Poți să dau glonții? Dau glonții. Nu, mă, nu, nu, mă. Bă, dar mă vezi pe jos, bă, avem mă curește unul de... al doilea direct, bum. Păi nu se uită, mă, ăștia sunt căpiați. Wow. Ce zice, mama, e și căpiat? Ai văzut cuvântul ăsta, căpiat? Bă, dar voi știți că eu am, da, am inventat un cuvânt? Ce? Ninge pisturiat. Adică, ninge cu portocaliu? Nu, mă, ninge pe alocuri, gen ca pistrui, știi, pe aici, pe acolo, n-ai peste tot. Înțeles. Da, mă, da. Eu l-am inventat pe ăsta. Ninge pisturiat, ce frumos sună. Auzi, Nea Bebe, astăzi se fac voturile. Bă, cine e ăsta de la de mașina care vorbește și trebuie să-l împușca să-l da jos? A, el, a, astăzi face recrutări, sigur, da, domnul. O să poți să stai, sigur, dorești o cafea? Ce zi e azi? Bă, nu mai știu sincer, stai că știu, știu, știu. O sâmbătă, duminică, luni, marții astăzi, navigație, marții. Pe navigație nu e bine pus, vre. Pe dreapta aici. Păi cine n-ai bă pus? A rămas? Păi a rămas, da. A, dar noi mergem acolo unde am fost atunci, de-am pândit. Da, da. De acolo facem o tactică, ceva, a? Da. Bă, mai țineți minte când aveam noi casa aici? E. Yeah. Da, bă, dar nici dor nu mi-e de ea. Ce, mă? Nu știu. Te plictisești la un moment dat de casele astea. Dar parcă și de asta m-am plictisit unde acum, parcă ai schimbat și pe asta. Ce ai zis? Parcă m-am plictisit și de asta, schimbau și pe asta, știi? Căutăm una, o să caut eu una zile astea, o ipa nu știu, pe tele și pe de... Uite că era unul pe ăla ăștia. Hai că s-a dus ăla cu furtul ăla. Mamă, tot pe drept. Hai să nu mai dăm un spectacol acum că... Bă, noi nu trebuie să ne băgăm pe o stradă, mă. Mai în față, mai în față, mai în față, mai în față, mai în față. Mai în față? Da, da, da. Da, mai în față, la 6.012. La 6.000 cantaro. Con la chitara in mano. Așa de bine cantare. Sono italiano. Perro. Da, bă, da. Da, e mișto rău culoarea asta după mașină. Îți place, a? Îți place? Dragon Ball, că am de-a zis una să ne-a zis, da, bă, spun să vă dau. Bă, azi ziua cea mare, ori murim noi, ori bădesc. Băi, am pierdut pe ăștia.
Da, da, bă, rog, ce să fac? O să moară, Bădescu. Pe unde sunt, mă, toți, mă, ăștia, mă? Unde sunt ăștia, băieți? Unde au rămas pe drum. Știi vorba aia cu... Asta avem, cu asta defilăm? Cam puțin, frate, cam puțin. Băi... Hai să luăm niște bandaje. N-am. Băi, îmi sunt coace să studiez un pic problema, că nu-mi dau seama așa. Nu mă împingeți aici. Nu mă împingeți, am zis. Văd câțiva oameni pe-n curte. Eu nu văd pe nimeni, mă, unde ne-am băgat? E în, la garajul din... Uite, acolo e vă cap. Bă, nu știu de ce am impresia că ăla pare pregătit. Acolo sunt. Hai, casa, Adiță. Aaa, perfect. Fii atent, fii atent, stai așa că nu folosim sniper-ul, nu ai văzut să folosim sniper-ul. Ui, e interzis pe-n lege. Da. Scoteai sniper-ul, tău nebunul. Ca să vină sindicatul peste noi? Dacă te pun la jafă să scoți sniper-ul, nicio treabă, dar aici scoteai sniper-ul. Da. Ui, Adiță, Adiță, ei neoficiali. Da. Fii atent, stai așa un pic. Ei neoficiali. Da. Săriți gardul acolo. Cum? Vulpe, săr gardul, săr gardul ăsta verde dincolo. Acolo, stați așa. Acolo trebuie să ajungeți toți. Ei și treci pe cealaltă parte, ești pe stație. Eu da. Uite-l pe ăla, bă, unde s-a dus, mă, să mă ne dea de gol. Voi veți ataca din partea asta, după paralel cu el. Treceți strada, o să reconstruiți strada și rămâneți acolo până în momentul în care vă dau eu semnalul. Okay, okay. Andrei, vă spune când să atacați. Hai. Da, da. Hai, noi pe partea cealaltă. Stai așa puțin. Ce? Mamă, n-am armură. Îți dau eu, Gigi. Dați-mi și pe urmă. Dați-mi un pic, îi dau la Gigi. Ok. Pe mine a fost furată mașina. Cum adică, mă, să-ți fie furată mașina? Aia a luat Adiță, era acolo, jos a fost furată, nu știu, a plecat. Dă-o încolo, fii atent. Tu? Da. Și cu băiatul ăsta la altul? Mamă, frate, am tras din greșeală. Ce cu vrei? Păi că am împușcat pe cineva. Tu și cu Armageddon? Da. Coborâți? Și o să trebuiască să atacați din partea opusă, gen. Eu cu Andrei și cu Gigi atacând din față, voi vă duceți și veniți din partea de jos. Ok, când o să vă văd că ajungeți la colțul gardului, o să dau acces. Haideți, dar dați-vă jos pe unde ați urcat, că nu puteți să sări pe acolo. Sau? A, bravo, și așa. A, nu vă duceți pe-n fața casei, bă, n-am cum cu ăștia, mă. Bă... Nu prea pot scoate, băi, ți-i pistol acolo, sincer, da. Andrei, dă semnalul de atac, Andrei. Puteți atacați, băi. Dă semnalul. Atacați tare, rupeți, trageți, împușcați-i pe tot ce vedeți, e gol. Vezi că și în spatele casei am văzut ceva. Băi, spune-i lui Adiță să trimite oameni pe spatele casei. Adiță, trimite oameni pe spatele casei. Ai, vedeți că e unul acolo după casă, aveți grijă. Dar lăsați-i păi să înainteze, lăsați-i păi, că pe noi ne-au văzut deja. Unul în spate, unul în spate l-am văzut. De asta zic să trimitem oameni până casă. Uite, unul sus pe casă, unul sus pe... Serios? Mort? Am tăiat și la din spate, bravo, că l-am omorât. Bravo! Să-l pun la pe casă, bravo, bravo, Jay, sau care i-ai dat-o. Uite-o, cade, cade de pe casă, fie ne cade de pe casă. A căzut, bă! Da. Înaintăm și noi? Hai să înaintăm, tu primul. Te bunești, Rusu? Bă, cine e ăsta, mă? Bă, ce-i cu tine, mă? Bă, era unul în spatele vostru, mă, ce era cu ăsta în spatele vostru?
unde sunt restul oamenilor, nu știu. Aici în spate, om, aici în spate, om. Urcat-o, nu? Mai e unul, mai e unul, mai e unul. Uite-l, uite-l pe ăla, uite-l pe ăla. Uite-l stânga, dă-i, stânga, dă-i, stânga. Stânga la casă, uite sus, uite sus. Bravo, bravo. Partea cealaltă sunt. Hai să intrăm, hai să... Sunt pe acolo. Hai să intrăm, hai. Mă duc. Ăsta caută în buzunare. Asta l-am culcat. Care caută în buzunare? Intrăm în urmă. Asta l-am să caute, ce-i cu ei, să fură tot după ei. Unde sunt? Bă, vin aici, ăsta cu cuțitul, vină cu aici, intră, lăsați-l pe el să intre primul. Ăsta cu cuțitul, vină, intră în casă. Lăsați-mă pe mine. Hai, 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 hai. Stați așa. Bă, mă. Repede, repede, intră, mă, nu știi să intri. Hai. Îl bate la ușă, ferească Dumnezeu. Bă, arată acolo să intri în casă. Da, așa. Sub bate la ușă, intră în casă, intră și dă cu cuțitul dacă sunt. Bă, să nu vină cineva, băi, ăsta, blondule, uite-te afară, bă, nu înăuntru. Bă, intri, mă, odată. Hai și noi. Mamă, ce împușcă. Nimeni. Du-te caută, du-te caută. Dacă vezi de cu cuțitul, haide, hai, mă. Nu, cum nu merge, mă? Vezi dreapta aici, dreapta aici prima dată, dreapta. Mamă. Nu-i nimeni. Dreapta aici, vezi dacă e cineva acolo. Vino încoace atunci, vino încoace dacă nu-i nimeni. Vino, mă, încoace odată. Stânga, stânga. Mamă, s-a pierdut, bă, uitați-vă la el, bă, bă, vină, mă. Du-te în față, uite, aolo, e acolo, du-te. E locul ca. Ești un om mor, bădescule, dacă mă auzi. Cred că l-am împușcat în picior, sincer, cred că l-am rănit. Da? Bădescule, mă auzi? Haide! Bă, ce-i afară, bă? Și-or chemat ajutoarele. Cine mai poveste, haideți. Păi, ce faci, om? Băi, era să-i împuși, măi. Bă, descule, hai să ne vedem față în față dacă ești curajos. Hai. Hai să zic ceva. Bă, ce băi să nu-i... Spate. Mamă, culcat-o, nu? Yes, bravo, erau doi. Andrei, tu ține ușa, Andrei. Ține ușa acolo, da, da. Să nu uite. Dar du-te din partea cealaltă. Din partea cealaltă, mă, că ții. Așa, ții mai bine de acolo. Te învăț eu. Lasă, Gigi, lasă-mă. Ia, du-te tu și ține de acolo, de la ăla, de la dulap. Ține. Hai, mai. Ure, Andrei. Hai afară, bădescule. Arată-te dacă ai curaj. Show yourself, pusăleule. A venit poliția aici, nebun la cap, a venit poliția, bă. Hai, auzi. Ține-l un pic acolo, să văd care-i treaba, ține-l un pic acolo. Poliția afară, e groasă treaba. E poliția afară. Auzi. Da. Hai să-i faci, fii atent. Andrei să stea aici. Andrei să stea aici, să ne țină. Noi să ne apropiem pe acolo și să intrăm peste. Să țin de aici. Hai. Bă. Uite ce e aici. Pepe Moise. Bă, ești prost? Bă, câte poze are cu noi, bă, ăsta știe totul despre noi. Bă, ești nevoie. Pepe Moise, mafia curcube, uite acolo. Intrăm? Tu primul sau eu primul? Hai. Zii, mă. Hai să facem pic. Tu primul sau eu primul? Intrăm peste el, zii. Hai, da. Dar vin spatele meu imediat. Fii atent, eu o să intru și eu la fugă, gen. Fii atent, schemă cum facem. Eu fug acolo la ușă și tu vii și faci pic și l-omor, că el o să fie concentrat pe mine. Ești pregătit? Ha. Hai să văd.
Bă, bă, bă! Culcat, 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 gata! Au! Bravo, bravo! Culcat! Vreau să-l ciuriți de gloanțe, dați-ne-l gloanțe, sunt sigur că nu vă mai scăpa de aici. Nu susțin violența, dar sunt un criminal notoriu. Gata, bri, gata. Ia asta, ia, lasă, lasă, lasă. Hai să-l vedem aici, la față. Unde? Bă, mă, că fac găuri în el, ca-n stropinela, puteți să-i ziceți. Vezi că vorbește și tu mai tare, că de asta... Am vorbit în ce, că am făcut planul cu Gigi ca să-l păcălim. Ah, okay. Ok. Da, liniște. Vezi că era să mor. Știu că de icotul. E mult de icot afară? E mult de icot? E mult de icot? Sunt doi, cică. Hai să ieșim afară. Hai că ieșim afară. Știu, bre, că și noi suntem aici. Liniște. Pune masca, Lalo, pune masca. Puteți masca. Ce-i icotul, frate? Ai intrat o mașină albă acolo unde am fost noi. Uite, e în stânga, pe două mașină sau le-a? Nu, Cici, nu! Bă, nu, ia mă, vezi că sunt peste drum, mă, uite-l. Uite, uite, în spate, uite, în spate, acolo de unde am fost și noi, exact de aici, văd, uite. S-a dus în spate de tot. A venit în coace. Ce facem? Hai să ieșim cu mașina, mă. Care mașină? Hai să luăm Audi ăsta, crezi că e rapid? Da, e rapid, ok, ba da, e ok, ok, ok. Băcați-vă aici și hai să ieșim repede. Dă-i talp. Manevră. Spune la toți retragerea, spuneți-le retragerea, retragerea că vine toată lumea la casă. Retragerea, l-ați zis la toți. Hai să luăm în sus. Retragerea. Bă, nu știu, să nu vină poliția după noi aici. Retragerea, nu mai trag. Vezi că e cineva după noi, vezi că e cineva după noi, Calco. Ne-am dus, dracu. Ce mă, ți-e frică? Uși, mă. Poliție? Nu știu, nu-mi dau seama. Hai, mă, ascultă. Scoateți pistolele. Nu era după noi. Da, nu era nimeni după noi. S-au zis că e bun audio ăsta. Mai degrab audio decât merge de aici. Nu știi de ce mă tem acum? Mm. Să nu cheme, să nu intre ăștia de icotul să verifice pe acolo și să cheme salvarea. Să reușească salvarea, să-l ajute. Pe Bădescu, exact. Trebuie să-l luăm cu noi în pana mea, să-l aruncăm în apă undeva. Da, nu ne-a trecut prin cap. A fost și presiunea aia. Ce? Ia mă rău, da. Că râzi. A fost frumos. Aici. Ce vrei, mă? Bă, ăsta a fost cu noi ăsta. Poftim? Tu mi-ai furat mașina, bă. Asta e mașina ta? Unde ai găsit-o? Bă, asta e mașina ta, mă. Păi ia și mașina asta. A, nu e că eu mai avem alte genți. Aia ziceam și eu. Să el ta-n bebe. Salut, băieți. Bă, am reușit să luăm pușcă pe Bădescu. Da? Asta e bine, mă. O perilită, fraieră. Aoleu, ce zic a fost și asta. Păi nu credeți că să-l salveze? Bă, pleacă cu gurița ta de aici, că... Băi, sper să... Sper să fi fost ok aceste episoade, sper că v-au plăcut. O să continue seria și o să vedeți pe viitor ce urmează să se întâmple, pentru că venim tot timpul cu idei noi, cu lucruri mișto.
trebuie să toată lumea să apese butonul ăsta de like. Nu uitați, cu cât strângem mai multe like-uri, strângem 1000 de like-uri, ar trebui să fac un episod de vreo 10-15 minute maxim. Strângem 2000 de like-uri, facem un episod de minim 20 de minute, 25 de minute. Strângem 3000 de like-uri, facem 30-35 de minute. Strângem 4000 de like-uri, facem 44 și tot așa. Dacă vrei să, ca episoadele să fie mai lungi, de fiecare dată când intri pe un episod, apasă butonul de like. Cine nu dă like și subscribe, mama lui e tata lui! Vă așteptăm și pe voi pe serverul House România, aici la casă cu băieții, dacă vreți să faceți parte din roleplay. Vă pupă toți și ne auzim în următorul episod și probabil că facem și un live diseară, nu știu sigur. Căutați-mă pe Instagram Pericol Gaming, pe Facebook Pericol Gaming, pe TikTok Pericol Gaming. Postez poze cu mine, video, chestii. Vă țin la curent cu anumite lucruri. V-am pupat să aveți o săptămână frumoasă în continuare. Nu uitați de like! Cine nu dă like și subscribe, mama lui e tata lui! 2, 1, 1. Bă, săracu Eric, bă, din toată problema asta cu Bădescu a rămas fără mămițe. Hai, bre, că am două cutii cu patru mămiții. Auzi, Nael, tinca, auzi. Tinca, zici că e o vacă la păscut. Mai seara mi-am făcut programare, mă duc la doctor. Doamne ajută. Mare operație și îndrept, fac. Am pupat, băieți, salut. Cu patru mămiții. Salut, băieți, vă pup, nu uitați de like-ul la șmecher.